Proiectul literar Biblioteca Giurgiuveană, demarat de Muzeul Județean, continuă vineri cu lansarea celui de-al patrulea volum. Scrisă de fostul gazetar sportiv Petre Cristea, cartea se apropie ora meciului, îl are ca personaj principal pe Constantin Năsturescu, unul dintre cele mai bune produse ale fotbalului giurgiuvean. Este o poveste despre fotbal, despre încercarea unei echipe giurgiuvene de a promova. Este o carte despre Giurgiu, probabil că singura carte care se referă în totalitate la oamenii ai Giurgiului, mulți pot fi descoperiți ca identitate precisă printre locuitorii orașului. Este o carte de dragoste, e adevărat, o dragoste adolescentină, o chestiune frumoasă și așa ușor romanțioasă. Eroul romanului interzis în perioada comunistă va fi prezent vineri la Cafeneaua Artiștilor, acolo unde speră să se reîntâlnească atât cu foștii colegi de la Dunărea Giurgiu, cât și cu prietenii din copilărie. Tot vineri și tot la Cafeneaua Artiștilor va fi lansat și volumul Cazul Dr. Tănăsescu, aparținându-i directorului Muzeului Județean Dan Mucenic. În acest caz, protagonist este cunoscutul scriitor Dan Claudiu Tănăsescu, structura cărții fiind una originală. Am încercat să fac un exercițiu de relansare a imaginii scriitorului români care mai sunt în viață. Volumul este un volum unicat din acest punct de vedere, el cuprinzând și memorialistică, și critică, și istorie literară, dar și antologie care să dea o imagine cât mai aproape de realitate a scriitorului. Așadar, vineri de la ora 13:30, iubitorii sportului și ai culturii sunt invitați la Cafeneaua Artiștilor din incinta Teatrului Tudor Vianu la o lansare inedită de la care nu vor lipsi surprizele.